Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Maria Marian și bine v-am regăsit acasă de vreme. Astăzi este timpul pentru serviciul de slăbit sănătos, iar cea de-a cincea săptămână de proiect a trecut cu brio pentru toate cele patru participante. Alina Sandu este prima dintre participante care ne-a demonstrat coșul ei cu alimente atunci când a mers la cumpărături. Apă plată, suc de roșii, ulei de măsline, fructe uscate, amestecuri de fulgi și fulgi de ovăz. Bună ziua! Bună ziua și bun găsit acasă de vreme! Cum a fost această săptămână pentru tine? Deci în această săptămână a fost puțin mai grea decât celelalte. De ce? Deci au apărut ceva probleme de sănătate. De aceasta și la sală și la masaj am chiulit puțin. Alina Sandu avea probleme cu rinichii și înainte de proiect. În această săptămână ai fost la sport de câte ori? Vreau să ne spui și de fapt în ce a constat ora ta de sport? Ce ai făcut? Deci ora mea de sport s-a bazat mai mult pe gimnastică, pe gimnastică ușoară. Deci și când erau exerciții la abdomen și la coapse, deci eu făceam ceva mai ușurel. Regimul alimentar cum a fost, așa și a rămas. Deci m-am alimentat conform regimului, sănătos și cel puțin nu am adăugat și nici nu am scăzut. Ai dureri de rinic acum? Nu. Deci s-a mai diminuat. Totul decurge potrivit planului. Exact. Două săptămâni nu vei face efort atât de intens pe cum făceai la început de proiect, dar totuși te menții în greutatea pe care o ai acum. Ca să ne convingem că tu într-adevăr cunoști în ce constă regimul tău alimentar și cunoști în ce constă o alimentație sănătoasă, ți-am propus aici în față, avem patru produse. Vreau să ne spui care din aceste alimente îți sunt permise și care nu. Deci, avem fulgi de ovăz, cei de acasă să știe, avem soia, avem cartoful și avem pachetele de ceai. Fulgii sunt un produs care persistă la moment în meniul meu. Deci cartoful este exclus, doar cred că o dată pe săptămână. Soia, sincer să vă zic, nici nu prea o iubesc. Nici nu prea o gătesc. Fulgi de ovăz, când îi consum? Dimineața. Ceaiul verde, ori de câte ori avem posibilitatea, este recomandabil să-l bem de câte ori ne apare pofta. Cartoful, cred că o dată de două ori pe săptămână, în cantități foarte mici și doar în supe de legume. Soia, mă gândesc eu că este bogată în calorii. Exact, este bogată. Dar în același timp este bogată și în calciu. Deci și mă gândesc eu o dată la două săptămâni și în cantități minime. Alina, eu îți mulțumesc și ne vedem săptămâna viitoare. Mai departe, să vedem acum ce alimente au prevalat în coșul de cumpărături al Dariei Ieremița. Am de toate pentru toți. Aici sunt niște chipsuri pentru că de grabă am o sărbătoare și o să fac așa niște tartinuțe. Am văzut o rețetă gustoasă. Bună ziua și v-am găsit acasă de vreme. Cum a fost această săptămână pentru tine? Deci am rezultate foarte bune. Deja am dat cele kilogramele de puse. Da, săptămâna trecută Daria s-a îngrășat cu 2 kg atunci când a fost la o petrecere în familie, dar ne-a promis că le va da jos și a făcut, i-a reușit. Aș vrea să văd și tu, Daria, dacă ți-ai învățat lecția și dacă știi deja după 5 săptămâni de proiect ce înseamnă alimentele sănătoase, dar și cum trebuie să acestea corect combinate. Avem aici pe masa noastră dovleac micuț, frumușel, făină albă, avem în această bol, dar și lămâie. Vreau să ne spui în ce moment al zilei ar trebui consumate toate acestea. Așa, lămâie trebuie să o consumăm zilnic cu ceai. Despre făină ce să zic? Spune așa cum crezi. Păi sunt gustoase alimentele din ea, dar la moment eu nu fac bucate din nimic, făină. Nimic nu faci din făină. Nu. Dovlecelul este foarte gustos, îl iubesc foarte mult. Și putem să-l folosim în diferite,
În diferite produse. În diferite putem produse face la rolă, în același timp, ce metode există pentru a ne controla poftele, de unde vin acestea, aflăm chiar în aceste clipe, de la doamna Daniela Terzi, barbă roșie, care este psiholog de specialitate. Bună ziua și bun găsit acasă de vreme! Bună ziua, bine v-am găsit! În fiecare zi mănâncă altfel decât mânca înainte. Există ceva la nivel psihologic care o controlează? Cred că primul lucru care trebuie spus este că meritul lor este cel că rezistă deja de atâta timp să-și înfrângă anumite pofte. Atunci când poftele exagerate conduc la un comportament alimentar deja disfuncțional, că aceste pofte sunt de fapt un indicator că ceva este în neregulă, fie cu viața noastră emoțională, fie cu viața noastră relațională, fie chiar cu biochimismul. Cum ne putem noi controla înșine poftele? Să-ți înlocuiești această poftă cu altceva. Să încerci să identifici o persoană care te poate ajuta în momentul în care se declanșează pofta. Exercițiile fizice sunt cele mai indicate, de fapt. O plimbare în aer liber, un dans după o muzică ritmată. O concluzie. În primul rând, în momentul în care avem pofte, deși știm că acestea nu ne fac bine, căutăm o persoană de susținere. În al doilea rând, încercăm să ne identificăm un element care ne face aceeași plăcere. Și un al treilea element ar fi, să ne mergem la magazin să ne procurăm o haină atunci când am reușit să trecem cu succes peste această și sportul. Și sportul. N-aș renunța la el pentru că la nivel biochimic sportul comportă exact același flux de neurotransmițători care le comportă și o poftă realizată. Eu vă mulțumesc tare mult pentru că ați venit astăzi acasă de vreme. Cu siguranță ne revedem la masajul anticelulitic. Ajută pentru a scăpa de celulită. Dar de ce apare aceasta, mai ales la femeile trecute de 25 de ani? Ne va explica în cele ce urmează Galina Tomaș, care este expertul Serviciului de Slăbit Sănătos. Bună ziua și bun găsit acasă de vreme! Bună ziua și bine v-am regăsit! Pentru a afla de ce apare celulita, de la început trebuie să cunoaștem din ce este formată pielea, ca să înțelegem. Deci primul strat a pielei este epidermul, deci al doilea strat și al treilea strat. Deci al doilea este dermul și al treilea este hipodermul. Așa, deci la nivel de hipoderm... Al treilea strat al pielei. Al treilea strat al pielei. La nivel de hipoderm sunt adipocite. Ce sunt acestea? Sunt celule a țesutului adipos. Deci sunt, țesutul adipos se numește grăsime. Și atunci când ne alimentăm irațional și mâncăm prăjituri, dulciuri și de toate care formează grăsimea în primul rând, acest hipoderm se mărește în dimensiuni. Deci adipocitele devin mult mai multe și mult mai masive. Ca rezultat, deci stratul hipoderm se mărește și stratul derm încetul se micșorează. Prima etapă de celulită este doar o pre-stadie a celulitei. Următorul stadiu, deci după edem, este atunci când în formă relaxată nu se observă coaja de lămâie. Deci, și când formăm pliul cu degetele, atunci apare coaja de lămâie. Se numește stadiul flasc. După care există stadiul atunci când, fără a contracta masa musculară, deja se văd deformări a pielii, a dermei, și în acest caz se numește stadiul compact. Deci este un stadiu mult mai grav. Aceste adipocite, dacă se unesc în noduli și nodulii formează conglomerate, pielea este foarte deformată și este ultimul stadiu care este numit nodulochistos. De unde apare celulita? Prima și prima cauză, cea mai frecventă este alimentația irațională. Atunci, vreau să ne spui care sunt acele metode prin care putem scăpa de această celulită. În primul rând, trebuie de eliminat hipodinamia și de venit la sală. 3 ori pe săptămână este suficient. Exercițiile fizice combinat cu alimentația sănătoasă și apă din plin, acei 2 litri jumătate, 3 litri, ne scapă de celulită treptat.
treptat, după care ne programăm la ședințe de masaj anticelulitic. Care sunt acele mișcări care vă asigură o piele fermă și arderea grăsimilor? Aflăm chiar acum de la Svetlana Savitsky, care este de specialitate kinetoterapeut. Bună ziua și bun găsit acasă de vreme! Ce presupune de fapt masajul anticelulitic? La ce folosesc aceste mișcări? Masajul anticelulitic este un masaj obișnuit, doar că intensitatea mișcărilor mai mare. În urma masajului anticelulitic, noi avem o îmbunătățire a circulației sanguine, cât și circulația limfatică. Avem o îmbunătățire a pielei, conferă o elasticitate pielei. Masajul anticelulitic se începe ca și aceleași procedee ca și masajul obișnuit, adică începe iar și conetizire, urmă fricționatul, frământatul, dar aici deja intensificăm mișcările. Și deja după a treia, a patra ședință, mișcările se intensifică din ce în ce mai mult. Asta se observă deja la micșorarea în centimetri. Există diferite unguente care spun că sunt miraculoase contra celulitei. Dumneavoastră, ca profesionist, credeți că acestea într-adevăr ajută sau e vorba doar de publicitate? Undeva este și publicitate, dar într-adevăr o cremă anticelulitică foarte bună își arată rezultatul după câteva ședințe de masaj. Putem face masajul anticelulitic acasă, de exemplu? Da, este ceea ce numim, posibil, da? Este posibil, deoarece avem și automasajul care ne permite singur să ne masăm, ajungând în zonele care le putem masa singuri acasă. De câte ședințe avem nevoie pentru a vedea un rezultat? Dacă este o celulită de gradul 1, o să ne ajungă poate 10-15 ședințe. Deja dacă celulita este într-un grad mai avansat, avem nevoie de mai multe ședințe de masaj. Svetlana, eu îți mulțumesc tare mult pentru că ai venit astăzi alături de noi. Acum este rândul să aflați și cum se alimentează familia Marianei Gherțovaia, dar și ce alimente prevalează în coșul cu alimente atunci când face cumpărăturile. Turt, chiu. Dulciuri pentru fetiță. Sunt lactatele care de asemenea fac parte din meniul nostru de familie. Legumele congelate. Bună ziua! Bună ziua și bun găsit acasă de vreme! Cum te simți? Cum a decurs această săptămână pentru tine? Mă simt foarte bine. Doamnelor și domnilor, avem aici pe masă muștar, alune, ou, un ou, dar și o roșie. Mariana, aș vrea tare mult să ne spui dacă știi aproximativ câte calorii conțin aceste alimente și în ce momente ale zilei ar fi bine să le consumăm. Știu că alunele chiar sunt destul de calorioase, adică la un... În cantitate ceea ce încape în mână, pentru noi, tu înlocuiești aproape că jumătate din cantitatea de calorii pe care avem voie noi să le mâncăm pe parcursul zilei. Tu le-ai exclus sunt excluse definitiv, din, da, din și muștarul, pentru că este cu condimente tot ce este exclus. Oul este permis doar o dată în săptămână. Și roșiile? Câte roșii consum pe zi, de exemplu? Făcând o salată, îți primește în cantitate în jur de 150-180 de grame de, în total, împreună cu, poate să fie, cu castraveți sau cu ardei gras. Cum s-a descurcat Rodica Lupu la cumpărături atunci când am mers și am însoțit-o? Te simt, este raftul mamei preferat! Ce de frumos miroase! Măcar să-i miros dacă nu le cumpărăm, că nu-s bune pentru noi. Hai mai departe, sunt foarte asta. Cel mai important pentru mine este apa. Am pierdut o văz care trebuie să-l mănânc în fiecare dimineață. Rodica, te invit alături de mine. Bună ziua! Bună ziua și bun găsit acasă, Rodica, de vreme. Arată foarte bine. Pentru tine același test ca și pentru celelalte patru participante, trei participante de fapt, vreau să ne spui ce ai voie de pe această măsuță. Cu siguranță că am voie să mănânc morcov și ardeiul dulce. Instructorul ți-a permis să mănânci câți morcovi vrei? Nu, câți vreau. Acum, în perioada proiectului, cât slăbim, nu cât vreau, dar cât este voie. Adică cât un morcov pe zi e voie, un ardei dulce tot. Nu semințe de dovleac, de exemplu, sau semințe de floarea soarelui? Nu. Deloc? Nu. În fiecare zi de vineri oferim premii Himalaya pentru participanta care a reușit în această săptămână să înregistreze cele mai bune reușite. Galina, cum s-au descurcat fetele și, de fapt, cine este astăzi premiantă?
A mai trecut încă o săptămână, felicitări fetelor, ați fost foarte bravo și nu a fost planificat, dar câte una, câte una ați câștigat toate. Și în această săptămână, Rodica Lupu, minus 1,2 kg. Felicitări! Domnilor și domnilor, vinerea viitoare, toate cele 4 participante la mijloc de proiect vor fi cântărite, măsurate astfel încât veți vedea în doar 6 săptămâni cât este posibil să slăbiți.